Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, sunt Nicoleta Pană. Probleme cu dezăpezirea pe drumul județean ce leagă Giurgiu de Chiriacul. Cu doar două frăze și două buldoescavatoare, lucrătorii Direcției Județene de Transport s-au luptat cu nămeții mai bine de 24 de ore. Nici la această oră drumul nu este în totalitate deblocat. Pe drumurile județene se circulă greu, în condiții de iarnă. Doar cel care leagă Giurgiu de Oncești și Radu Vodă era astăzi blocat. Suntem pe drumul județean 503, între localitățile Bălanu și Ghizdaru. De azi noapte, de la orele 1:30, intervenim cu două freze, cu două buldeescavatoare. Datorită vântului s-a lucrat foarte, foarte greu. Sperăm ca într-o oră, acum suntem în jurul orei 10:30, într-o oră să terminăm. În jurul prânzului se putea ajunge la Ghizdaru, cu acces pe drumul județean 503. Spre Oncești, Radu Vodă și Chiriacu vor continua eforturile de dezăpezire. După aceea mergem spre 503A, Oncești, Radu Vodă, Izvoarele, unde și acolo drumul județean este blocat. Dacă gerul va deveni următorul inamic al giurgiuvenilor, zăpada, sperăm, va fi înlăturată, drumurile județene putând fi practicabile chiar în condiții de iarnă. Lupte cu zăpada troienită pe carosabil s-au dat și în apropierea localității Stănești. Vântul și zăpada spulberată de pe câmp au creat mari probleme șoferilor care au rămas înzăpeziți mai multe ore bune. Mașini rămase câteva ore în zăpadă și utilaje care acționau pentru lărgirea drumului comunal care permite accesul spre comuna Stănești. Aceasta a fost situația în zonă de ieri până azi după amiază. Autoritățile locale au condus lucrările de dezăpezire sprijinite de poliția rutieră. În prima fază am acționat cu utilajul în toată area primăriei, cu buldoescavatorul. La un moment dat n-am mai putut să facem față. Azi noapte am avut cele mai mari probleme, am avut destule mașini, peste 20 de mașini blocate. Primarul comunei Stănești s-a declarat mulțumit de conlucrarea cu prefectura Târgiu și a apreciat ajutorul venit din partea unor persoane publice. Am ținut legătura cu prefectura și cu cei de la situații de urgență. Dimineață, din păcate, n-am reușit pentru că au fost și alte situații mult mai deosebite, înțeles, dar ca de obicei în asemenea situații și trebuie să o spun și am spus câte ori am avut, Nicolae Florian, deputatul de acum, a sărit în ajutorul nostru. Cum vântul s-a domolit pe parcursul zilei, edilul stăniștean a apreciat că accesul spre localitatea Stănești va fi simțitor îmbunătățit spre orele serii. Probleme cu zăpada au avut și șoferii care au mers de dimineață pe DN5 Giurgiu-București. Un tir răsturnat pe mijlocul șoselei, dar și zăpada viscolită de noaptea trecută au îngreunat traficul, iar coloanele de mașini s-au întins de-a lungul la câțiva kilometri. Traficul rutier pe DN5 Giurgiu-București în zona localității Daia a fost oprit azi noapte după ce un tir a derapat și a ajuns de-a latul șoselei. În jurul orei 7 dimineața, polițiștii de la biroul rutier au scos tirul în afara carosabilului, deblocând astfel ambele sensuri de mers. După acest incident, circulația s-a desfășurat în continuare cu dificultate, asta din cauza podului de gheață care s-a format pe carosabil în urma ninsorii viscolite. Autoturismele s-au deplasat în coloană, iar la fața locului s-au aflat și polițiștii rutieri care au dirijat traficul. După câteva ore, traficul rutier a revenit la normal. Polițiștii îi sfătuiesc în continuare pe șoferi să adapteze viteza de circulație la condițiile meteorutiere. Ca în fiecare iarnă, nu toți giurgiuvenii au căldură în case. Unii s-au debranșat din proprie inițiativă pentru că nu pot suporta cheltuielile legate de încălzire, alții se gândesc cu groază la facturile ce vor veni. La fel ca în ultimii ani, o parte dintre giurgiuvenii cu venituri mici vor beneficia de ajutoare de încălzire acordate prin intermediul primăriei. Peste 4.400 de cereri pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței au fost depuse de către giurgiuveni la Consiliul Local. Au fost respinse doar două asemenea cereri, iar restul de solicitări au fost aprobate prin dispoziții ale primarului pentru perioada noiembrie 2012-martie 2013. Sunt 2.886 de cereri pentru încălzirea cu energie termică, 90 sunt pentru încălzirea cu gaze naturale și diferența de 1.472 și 6 sunt pentru locuințe cu lemne, încălzirea cu lemne, cărbuni și alți combustibili petrolieri.
Cei care au depus cereri pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale, lemne, cărbun sau combustibili petrolieri, se vor putea prezenta la sediul Direcției de Asistență Socială pentru a-și dedica banii. Pentru beneficiarii ajutorului de încălzire cu energie termică în sistem centralizat, contravaloarea în lei a subvenției se scade din totalul facturii, prin asociațiile de proprietari. Cei care vor să afle dacă le-au fost aprobate cererile pot urmări avizierele Direcției de Asistență Socială Giurgiu și Primăriei sau pot accesa site-ul Primăriei. Cu doar un client sau doi pe zi, comercianții de toate își acceptă situația. Zilele ce urmează nu-i fac să renunțe la slujba lor. Lipsiți de locuri de muncă, giurgiuvenii care trebuie să-și câștige cumva existența, fac frigul în târgul din Piața Centrală. Peste 4.400 de cereri pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței au fost o gheată, o pătură, ori temirce, piese, ori accesorii, iată ce vând giurgiuvenii din târgul situat în imediata vecinătate a Pieței Centrale. Nu vor să-și verse focul în fața camerelor. Resemnați spun că nu văd prea curând o schimbare. Dacă ar avea locuri de muncă, și-ar schimba cumva soarta. Până atunci n-au încotro, deocamdată tremură și bat din picioare. Zilele ce urmează nu le vor prii de niciun fel. Temperatura scăzută și zăpada de afară îi vor mai face să sufere o vreme, căci iarna pare dificilă. Dacă vor rezista frigului, singura alinare ar putea fi un client în plus. Dar din banii obținuți mai trebuie puși deoparte unii, pentru un ceai, o mănușă, ori o haină mai groasă. S-a devansat termenul de plată a taxelor și impozitelor. Guvernul a hotărât în premieră ca populația să-și plătească dările către stat până pe 21 decembrie și nu până pe 28, cât se stabilise inițial. Până ieri, populației i s-a recomandat să-și plătească dările către stat până la data de 28 decembrie. Guvernul a venit cu o modificare și a devansat termenul pentru achitarea taxelor, impozitelor, dar și pentru realizarea plăților. Astfel, cei care nu vor să rămână datori la stat pe acest an, trebuie să-și achite restanțele până pe data de 21 decembrie. De asemenea, s-a aprobat și devansarea termenului de declarare și scadență a creanțelor fiscale, guvernul motivând aceste decizii prin faptul că ziua de 25 decembrie este nelucrătoare. Legea prevede că dacă data de scadență este nelucrătoare, atunci termenul limită devine următoarea zi în care nu se lucrează. Guvernul a decis cu două săptămâni înainte de alegeri ca ziua de luni 24 decembrie și luni 30 decembrie sunt zile nelucrătoare. Giurgiuvenii nu se înghesuie să se vaccineze împotriva gripei. La nivelul județului Giurgiu au fost utilizate până acum aproximativ 3.000 de doze de vaccin, mult mai puține decât anul trecut. O cauză ar fi aceea că nu ne confruntăm cu o epidemie de gripă. Vaccinul antigripal reprezintă cea mai bună metodă de a preveni îmbolnăvirea de gripă. Gripa este o afecțiune virală extrem de contagioasă care se transmite cu ușurință de la o persoană la alta. Vaccinul, odată făcut, formează un scut împotriva microbilor și nu permite virusului gripal să acționeze asupra organismului. La nivel național, numărul vaccinurilor utilizate nu depășește 300.000. În județul Giurgiu, la nivelul fiecărui cabinet de medicină au fost distribuite câte 20 de doze gratuite. La nivelul fiecărui cabinet de medicină de familie au fost distribuite în urmă cu, n-aș vrea să greșesc, cred că de săptămâna trecută, câte 20 de doze de vaccin antigripal. Eu am vaccinat până acum de la stat vreo 18, mai am două doze de vaccin antigripal, dar unii și-au cumpărat. Au venit cu dozele cumpărate de vaccin antigripal și le-am efectuat vaccinul. Prioritate la imunizarea cu acest vaccin au persoanele care suferă de diabet zaharat, cei cu boli cronice pulmonare, cadrele sanitare, gravidele și copiii. Administrarea la copii se poate face de la vârsta de 6 luni. Mai sunt două săptămâni până la finele acestui an și deja restaurantele din Giurgiu se întrec în oferte pentru masa de revelion. Localurile din oraș s-au pregătit cu meniuri bogate și variate, invitați surpriză și decorațiuni atractive. Este o vorbă din bătrân, cum îți vei petrece noaptea dintre ani, așa îți va merge tot anul. Mai este puțin timp până la intrarea în noul an și cu toții ne dorim ca noaptea de revelion să fie de neuitat. Cine își dorește să petreacă noaptea dintre ani la restaurant are de unde alege. Localurile se bat în oferte, care au pregătit meniuri variate și momente artistice care mai de care mai speciale. De exemplu, la restaurantul La Gigi, petrecerea dintre ani începe la ora 21 și 30 de minute. Meniul este unul variat, iar de bună
dispoziție se vor ocupa orchestra Cristal și actorul Toma Vasile. Prețul unui meniu este de 250 de lei de persoană. Masa de Revelion este pregătită de maestri bucătari care o compune din gustare și trei feluri principale. Desert, un mix de fructe și băuturile necesare de la tării și încheiind cu răcoritoare. Și dacă la Gigi mai sunt locuri libere, există și localuri unde locurile pentru a petrece noaptea dintre ani s-au ocupat. Un exemplu bun este restaurantul Casa cu Flori, unde oferta pentru Revelion a atras mulți giurgiuveni care au rezervat toate locurile. Pentru seara de Revelion avem o gustare rece, o gustare caldă, două feluri principale, desertul și băutura la discreție. Cât costă un meniu? 270 ron de persoană. La restaurantul Dan Ave, organizatorii vă pregătesc o noapte de Revelion de neuitat, plină cu momente artistice. Cei care doresc să petreacă Revelionul aici vor avea bucuria de a dansa pe muzica populară a interpretului Gelu Voicu. Pentru Revelion anul acesta am pregătit niște gustări foarte variate, specialitatea bucătarului, a localului, și calde și reci. Avem un pește, felul 2, antreu cald, un pește dorada cu garnitură asortată, buchetier de legume și lămâie și sos ala grec. Pe urmă avem o friptură la grătar cu garnitură asortată și salată de crudități. Pe urmă avem curcan la tavă cu sos suprem și salată de sezon. Un meniu costă 275 lei de persoană. După astfel de oferte și pentru că timpul încă ne permite, nu ne rămâne decât să alegem unde vrem să ne petrecem noaptea dintre ani. S-au anunțat rezultatele finale pentru alegerile din 9 decembrie. Potrivit Biroului Electoral Central, noul Parlament va avea 588 de deputați și senatori. Parlamentarii s-ar putea întruni pe 20 decembrie ca până de Crăciun să se poată instala. S-a încheiat numărătoarea din cele peste 18.000 de secții de votare la nivel național. În urma acesteia a reieșit că USL a obținut cel mai mare scor, circa 60% și majoritatea în Parlament. Locul al doilea îi revine Alianței România Dreaptă cu 17%. Au mai intrat în Parlament Partidul Poporului Dan Diaconescu, UDMR și reprezentanții organizațiilor minorităților naționale. Potrivit Biroului Electoral Central, USL are 395 de mandate, are de 80, PPD de 68, UDMR 27, iar minoritățile 18 mandate. La Camera Deputaților, Uniunea Social-Liberală are 273 de mandate, are de 56, PPD de 47, UDMR 18 și minoritățile 18. În Senat, 122 de mandate revin USL, 24 are de, 21 PPD de și 9 Uniunii Democrate a Maghiarilor. În România avem un senator la 160.000 de locuitori și un deputat la 70.000 de locuitori. Și ca să facem o comparație, luăm ca exemplu Statele Unite ale Americii, care au un senator la 3 milioane de locuitori și un deputat la 560.000 de locuitori. De azi sunt parlamentari cu acte în regulă. Cei 7 deputați și senatori de Giurgiu au fost validați la tribunal de președintele Biroului Electoral Județean. Chiar dacă nu au fost toți prezenți la ceremonia de validare, parlamentarii de Giurgiu și-au primit certificatele. Absenții au fost deputații Daniel Chițoiu, Marin Anton și senatorul Lucian Iliescu. Certificatul de parlamentar al lui Daniel Chițoiu a fost ridicat de un delegat al acestuia, iar ceilalți doi absenți își vor ridica certificatele ulterior. Aleșii giurgiuvenilor le promit celor care i-au votat că nu-i vor dezamăgi și că odată ajunși în Parlament vor sprijini județul Giurgiu. Cum vă simțiți acum că ați fost validat deputat? Mă simt onorat de tot ceea ce au făcut cetățenii municipiului Giurgiu pentru mine, de încrederea pe care mi-au acordat-o pentru a le reprezenta interesele în Parlamentul României și totodată mă simt profund obligat să le reprezint interesele cu cinste acolo. Sunteți nerăbdător să începeți activitatea în Parlament? Sunt nerăbdător să punem umărul la treabă pentru dezvoltarea orașului nostru. Multe lucruri trebuie în județul Giurgiu, pe care noi, datorită faptului că am ajuns acolo pe votul dumnealor, vrem să le realizăm.
Prefectul județului Nina Carmen Crișu a fost și ea prezentă și a felicitat pe parlamentari. Sunt convinsă că își vor respecta cuvântul, pentru că sunt oameni de onoare, sunt oameni de cuvânt, așa au fost dintotdeauna, de când îi știu eu. Încă o dată le urez din tot sufletul succes, ne punem toată nădejdea în dumneavoastră și vă iubim și vă mulțumim pentru că ne reprezentați în Parlamentul României. După validare, noi parlamentari vor depune jurământul în Parlamentul României, cel mai probabil pe 20 decembrie. Donație generoasă pentru Colegiul Național Ion Maiorescu. Instituției de învățământ i-au fost oferite nici mai mult, nici mai puțin decât 25 de calculatoare pentru laboratorul de informatică. După ce cu puțin timp în urmă a primit 5 calculatoare, laboratorul de informatică al Colegiului Ion Maiorescu a fost completat cu încă 25, mai exact 23 de computere și 2 laptopuri. Donația a fost făcută de Fundația Din Dragoste pentru Oameni cu sprijinul deputatului Nicolae Florian. Fundația Din Dragoste pentru Oameni, din nou la datorie. Cu ajutorul unor oameni minunați, ne intrăm în rol din ce în ce mai bine, pe zi ce trece. Ca și altă dată, domnul Nicolae Florian ne-a demonstrat că este un om de o înaltă ținută morală, deosebit de serios, și chiar dacă a câștigat scaunul de deputat, nu a încetat de a face astfel de acte generoase. Alături de această fundație Din Dragoste pentru Oameni, am contribuit în sprijinul liceului Ion Maiorescu, pe care și eu l-am urmat când eram tânăr, pentru dotarea unei clase de informatică cu calculatoare și, bineînțeles, continuăm și cu mobilier. Sunt onorat că am putut să ajut acest liceu și nu ne vom opri aici. Conducerea liceului le-a mulțumit celor doi oameni cu suflet pentru calculatoarele atât de necesare liceenilor. Vreau să mulțumesc doamnei Laur și Fundației Din Dragoste pentru Oameni și domnului deputat Florian Nicolae, care a fost întotdeauna alături de noi și ne-a sprijinit nu numai cu această ocazie, ci în tot ceea ce au însemnat activități de mulți ani școlari încoace. Grație acestei donații, elevii Colegiului Național Ion Maiorescu își vor desfășura în condiții mai bune cursurile de informatică. Pe viitor, Fundația Din Dragoste pentru Oameni și deputatul Nicolae Florian intenționează să doteze laboratorul de informatică cu mobilier. V-am prezentat în jurnalul trecut imagini cu un bărbat din Giurgiu căzut pe stradă și ridicat de medicii de pe ambulanță. Ne-am interesat de acest caz, iar ce am descoperit este demn de cascadorii râsului. Un bărbat ghemuit pe trotuar în zona Casa Cărții i-a făcut petrecător să cheme imediat ambulanța. Medicii au venit de îndată pentru a acorda primul ajutor, numai că pacientul este o veche cunoștință a spitalului. Unde voi să vă? Nu știu să vă. Stai acolo. Hai sus. Sus. Stai. Care este de fapt povestea? Tânărul pe nume Victoraș are probleme psihice. Cei de la ambulanță spun că nu tot timpul, însă atunci când consumă alcool, Victoraș își alege o zonă din oraș, se culcă la pământ și așteaptă ca cineva să sune la 112 pentru a veni ambulanța. Tânărul repetă scena și de 3 ori pe zi și, deși este dus deseori la spitalul de la Vadulat, la scurt timp apare din nou la camera de gardă. Așadar, cu discernământ sau fără, Victoraș de la oraș este mereu pus pe șotii. Din păcate, nu ne prea vine să râdem. Ambulanța pierde timp, bani și personal medical pentru un caz ce nu reprezintă o urgență. Asta în timp ce alții au cu adevărat nevoie de îngrijiri medicale. Târg cu de toate în cartierul Tineretului. Negustori din toate colțurile țării au venit la Giurgiu cu fel și fel de produse, la fel și fel de prețuri. Pe câțiva metri pătrați în cartierul Tineretului s-au adunat din diferite zone ale țării mai mulți negustori. Cu o ofertă pestriță de la argintărie la caltaboș, portofele sau ciorapi, comercianții au încropit un mic târg cu de toate. Pentru giurgiuveni, fără discuție, atracția principală sunt tarabele cu brânzeturi și preparate din carne, pregătite după rețetele tradiționale chiar de cei care le vând. De unde ați venit cu produsele? Stăienești, Câmpul Muștea. Și aveți vânzare aici la Giurgiu? Deocamdată, de-abia ieri am venit, a fost foarte frig, mai slăbuț așa a fost. Cârnați, tobă, brânză de burduf, caltaboș, chiar și jumări. Toate preparatele specifice Crăciunului fac poftă oricărui trecător. Giurgiuvenii trec, privesc, mai gustă o bucată de șorici, iar unii mai și cumpără. Foarte bune, mi se par. Chiar am gustat. Bun, dar ce am gustat eu și ce am vrut să,
să gust, e un pic mai sărat față de gustul meu, dar ca și calitate mi se pare foarte bună. Prețurile cum vi se par? Poate că la unele sunt pic prea mari, dar știți cum e de sărbători, omul face un efort. Poftiți și nu puteți să cumpărați? Uite, doamnă, am luat și eu să fac un cartaboș de am luat și eu să fac și un cartaboș de Crăciun acum. Și am dat 75 de lei. Uitați pe două mați. Păi 75 de lei, doamnă. E 3 sferturi din 100. Dacă un kilogram de șorici este 60 de lei, prețul destul de piperat face ca acest produs tradițional să rămână accesibil numai pentru cei cu obrazul subțire, dar neapărat cu punga groasă. Așa cum v-am obișnuit, încheiem jurnalul cu pastila zilei. Înotăm în zăpadă, dar și în datorii. Guvernul ne presează să plătim taxele și impozitele până la Crăciun. Ne facem planuri pentru Revelion și ne fotografiem cu slănină și șorici pentru că e mult mai ieftin. Dar toate astea le lăsăm în urmă. Gelu Brebenel, realizatorul emisiunii de la 19 și 30 de minute, are o alternativă. Giurgiu înainte de toate. Rămâneți cu noi, o seară bună!